Unul din 10 absolvenți ai unei diferite forme de învățământ reușește să se angajeze din primul an de la absolvire și doar 2 din 1000 pornesc un business pe cont propriu, în timp ce restul, adică nici mai mult, nici mai puțin de 230.000 de absolvenți, cât sunt din anul școlar 2010-2011 la nivel național, ajung să îngroașe liste lungi de statistici cu șomeri. În încercarea de a pune lucrurile în mișcare spre îmbunătățirea situației, astăzi, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, a avut loc o dezbatere publică cu tema Ucenicia nu trebuie să fie un atribut al persoanelor necalificate. Tânărul absolvent, de ce nu poate fi ucenic? Organizată de coaliția Să credem în viitor. Am făcut această audiere publică, am organizat această audiere publică pentru a găsi soluțiile și a da tinerilor și angajatorilor soluțiile necesare și, bineînțeles, decidenților politici, cei care fac legile, Parlamentul României, să facă niște legi bune și pentru tinerii din România. Coaliția Să credem în viitor este formată din Alianța pentru Drepturile Omului din România, Asociația Centrul de Resurse Apollo Ploiești și Asociația pentru Promovarea Valorilor Europene și Dezvoltare Durabilă Prahova. În acțiunea ei, tinerii au avut ocazia să spună că angajatorii refuză să le ofere un loc de muncă pentru că nu au experiență și că ei cred că ucenicii ar fi o soluție pentru a se rezolva această problemă. Am vrut vara trecută să-mi iau un part-time job, dar nu a fost posibil pentru că îmi cerea tocmai lucrul ăsta care n-aveam cum să-l capăt decât profesând. Ucenicii ar fi o soluție pentru asta, pentru că dacă s-ar aplica în toate domeniile de studiu și separat prin instaurarea unor noi centre și după terminarea facultății, un an pregătitor sau ceva, ar fi experiența de care angajatorii ar avea nevoie. Am o cunoștință, este o prietenă de-a mea, care a vrut să se angajeze anul trecut, absolvise liceul, însă nu a fost posibil, tocmai pentru că nu avea experiența pe care o cerea angajatorul respectiv și nu s-a putut angaja. În final a renunțat la ideea aceasta și da, cred că ucenicia, prin reevaluarea ei, ar fi o soluție, căci în acest fel am reda o șansă și tinerilor absolvenți. La ora actuală, în Prahova, rata șomajului este de 5,38%.